Colegul nostru Cătălin Oprișan, omul canapea, după cum mi se spune de ceva timp, are tot felul de prostioare strânse de pe net în weekend. Lunea le prezentăm pe toate. Am văzut că sunt ziare care colorate, mă rog, din partea de online, care își fac și anume mâna, urmărind emisiunea ta și postând imediat ce termin rubrica. Filmulețele. Sănătos să fim. Sunt selectiv, nu le pun pe toate. Da, pun pe alea de lenzele. Urmează imagini șocante, vă avertizez. Da? Așa arată o doamnă chineză, o tovarășă chinezoică. Da. Are aflat că al ei bărbat o înșală cu o maimuță. Așa. Și asta e mașina dumnealui. Luată probabil din banii comuni când erau ei în perioadă. Uite-te puțin. Și a venit fata cu un ciocănel mic. Mic, nu de puternic. Îmi pare rău de mașină, bă, ustură, dar asta se abre, uite. Ia uite. Aoleo, sufletul mă doare. Nu mai da, mă, bine, chinezi, eu fac în două ore la loc, nu-i problemă, fac una nouă. Dacă ai idee. Întotdeauna se găsește o prietenă bună care documentează. Da, filmă. Ia nu țipă, nenorocitule, când doi prinde. Calmă, uitați, ia, ia. Păi, comentează unul, dar uite ce liniște e. Unde-l doare pe bărbat mai tare, acum sincer. Nu, după. La mașină. Că s-a văzut și în poza de la guvern unde-i doare. Ia uite. Ușor o ia la ciocănel frumos. Drag. Nu dă tare aici. O face Ferrari. Da. Și unul comentează. În liniște totul când iese omul să ai... Uite, să știi că e un Volkswagen, s-ar putea să fie aflat de noua taxă de poluare și atunci... De ce e cala dumneai în sat? Dar de ce n-a luat un ciocan serios? Nu, asta a găsit. E și epuizată ușor că dacă e terminată, da. A spart geamul pe partea lui. Da. Vezi, și el, omul totuși, dacă se uită în aia retrovizoare, poate să plece cu ea acasă. Da. Adică nu este făcută chiar piftie. Dar mare grijă cu poporul chinez, frate și soare. Așa. Aici, iarăși, pe imagini puternice la un concurs de tauri, o să iasă băiatul de acolo și dumneavoastră am rugămintea să-mi spuneți dacă taurul e fioros sau nu. Bun. Ușurel așa că se ridică și... Bă, oare o fi fiu? Ia, uite-l și mă, acolo, ușor că e ok. Hai să mai vedem o dată. Ia. Gata, tată, stați un pic să-l mai dau. Foarte aici. Bun tipul, da? El după cum își trage pantaloni e pe genul, hai bă că sunt gata, îi dăm drumul. Da. Dați drumul la taure, 3, 2, 1 și să iasă mă că sunt șmecher, uite cum stă cu, opa, e. Ușure, am ok, de repede vedeți dacă ăla e întreg acolo, uitați că el e un pic așa abătut. Da. Da. Continuarea la asta cu taurul. Niciodată, asta e pentru Vlăduț cu dedicație, de fapt și pentru Flavia. De ce? Pentru că nu este vorba de... E o tigaie care sfârâie, însă nu mai faci clătite în ea. Acum se aruncă, rusul șmecher, aruncă pastile cu hidrogel. Adică. Da? Asta face dumnealui și astea se joacă acolo, pastiluțele. Ultima bucurie a rusului, după ce a terminat clătitele, uite, mai au o mână de hidrogel. Mai le aruncă acolo. Dar ce este hidrogelul? Uite, o substanță din asta șmecheră, folosită prin industria produselor electronice. Așa. Și omul rusului a rămas, probabil că lucra și el până la unii pere se bărea asta de-a lor. A luat hidrogelul și a zis, băi, ia să văd dacă îl pun pe foc. Și uite cum joacă asta. Rusul tot rus. I-a rămas, ce ți-a rămas, mă? Niște hidrogel. Ce, bă? Uite. După ce le încălzește bine, le ia cu vodka. Uite, arată omul, am făcut clătitele. Ca da? Să se vadă, da. Da? Și acum fac și o mână de hidrogel. Ce mai avem? Ce mai avem imediat, vă mai arăt. Două fete minunate. Ultima invenție în domeniu este să bei vin cu heliu în el. Deci nu mai tragi heliu direct. Vii, cinstești fata. Asta din dreapta, mai e așa, dar stânga e ok. Bă, e dezvoltată armonios. Așa, bei puțin el, te cinstești, ia uite. Ai noroc, ai noroc. Ai băut și ea, dați la maximum dacă se poate. Așa, ia vorbește fata, zice. Ia. Parcă sunt cinci de ei. Ia. Mă țineți minte cinci și de el când se certau ei nepalună? Da. Ia. Aveți mare grijă ce beți. Dar cum bagi, nu? Trebuie deci să aflăm, ți-au băgat în vin. Deci atenție că nu mai e, te era simplu. Luai un balon, îl descărcai și vorbeai așa. Nu mai e șmecheria asta. Eu nu cred totuși. Uitați-vă puțin. Aveți mare grijă ce beți. Aveți grijă cu ce vă servesc. Cu ce vă servesc, că uite așa vorbiți două zile după aia. Da. Da. Și ultima cu care vreau să vă mai încurc.
Șmecheria, asta e pe sufletul meu. Uite, nu m-am gândit niciodată la treaba asta, recunosc, dar de acum în Australia, băieți, în Perth, au zis, bă, nene, noi nu mai avem timp să stăm la masă și așa că am făcut o masă în mișcare. Ei stau, băieții, și mănâncă în timp ce conduc. Unul ține cârma, uitați-vă. Aia e motorizată. Picnicul adevărat, tată. Stai la o berică, la o mâncare, da, și mergi cu... Să știți, domnul Oprișan, că la Londra există astfel de mese mult mai mari. Singura problemă este că trebuie să dai la pedale ca să te deplasezi. Și când nu se mergi pe partea elaltă. Și mergi pe partea elaltă, că vine aia din față. Și unul, n-am văzut decât femei pe mesele astea, și o iau duminica de dimineață, umpli de băutură masa, e ca o masă mare de picnic, și mergi toată ziua. Și dai la pedale, dar dacă bei, dai degeaba. Ideea este că unul trebuie să fie designated driver. Unul, da, are volanul. Corect. Cine pică fraier? Asta este întrebarea. Da, și la Amsterdam la fel, dar și la Londra și la Amsterdam pe ploaia aia nu prea-ți vine, știi, să... Da. Că... Și băieții aici sunt pe mâncare, nu sunt, da, pe băutură. Deci de aia sunt ai mei. Eu în Londra treaba lor și fac cu băutură. Ăștia, da, senzațional. O să vorbesc eu cu Alberto, cu băieții, să facem și noi o măsură. Mulțumim tare mult, Cătălin Oprișan, de găsit pe A1.ro, portalul de care suntem atât de mândri. În ceva momente...